Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Foarte impresionantă, îl caută de mai bine de 24 de ore pe Radu, un copil de 2 ani din Botoșani care a dispărut dintr-o curte. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din Mureș ar fi agresat în repetate rânduri fiica de 13 ani în pandemie, după ce mama copilei a murit de COVID. Și a fost incendiu violent la șantierul noului terminal al aeroportului internațional Craiova. Focul a izbucnit cel mai probabil de la un aparat de sudură. S-a dat alarma în localitatea Tudora, județul Botoșani, acolo unde de ieri un copil de 2 ani este căutat de forțe impresionante. Băiețelul s-a dus cu bunica lui în vizită la niște cunoștințe și la scurt timp a dispărut din curte. Colega mea, Laura Hoșman, vine cu mai multe detalii. Laura, bună ziua, ce ai aflat până acum? Bun găsit! Băiețelul în vârstă de 2 ani a dispărut ieri, la ora 15. Imediat în zonă au ajuns polițiști, jandarmi, pompieri, dar și voluntari, oameni din sat care au început căutările. Nimeni nu a renunțat la căutări nici la lăsatul serii. 3 drone cu termoviziune, o șenilată, 4 ATV-uri, dar și un elicopter au survolat zona. Noi am fost în urmă cu puțin timp și în pădurea din apropiere. Din păcate, până la această oră, băiețelul nu a fost găsit. Părinții lui locuiesc în străinătate, iar în această dimineață, disperați, oamenii au ajuns în țară. Copilul are părul șaten închis, ochii căprui și tenul măsliniu. Acesta era îmbrăcat într-o bluză de training roșie și Adidas cu lumini la talpă. Revenim în jurnalele următoare cu mai multe informații. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Laura. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din județul Mureș ar fi agresat în repetate rânduri fiica. Totul ar fi început la scurt timp după ce mama copilei s-a prăpădit de COVID în pandemie. Individul a fost reținut după ce adolescenta a decis să povestească totul. Colega mea, Oana Spiru, știe cum decurge ancheta. Oana, bună ziua, ce informații ai? Bun găsit, 13 ani avea tânăra când tatăl ar fi început să o abuzeze, spun surse din anchetă. Omul a rămas văduv în pandemie și a rămas să aibă grijă singur de cei doi copii. Un băiat mai mic și fiica de 13 ani pe atunci. Nimeni nu a bănuit nimic, deși rudele au observat faptul că cei doi copii merg în vizită mult mai rar. Bănuielile bunicii s-au adeverit când adolescenta, acum în vârstă de 16 ani, i s-a destăinuit bunicii la telefon. Femeia îngrozită nu a stat pe gânduri, a chemat poliția și a cerut de urgență o expertiză și o anchetă. Cele spuse de copilă s-ar fi adeverit. Polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 51 de ani. Pe numele său a fost deschis acum un dosar pentru infracțiunea de viol, iar pentru tânăra adolescentă vor urma luni sau chiar ani de terapie de specialitate. Atât deocamdată, de aici, la revedere! Mulțumesc, Oana. Au fost scene desprinse parcă dintr-un film la sediul poliției Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Polițiștii au fost luați cu asalt de rudele unor bărbați care au fost reținuți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scandalul a pornit după ce 4 bărbați au fost prinși de polițiști când transportau cablu de cupru furat din mai multe localități. Prejudiciul creat de ei se ridică la 30.000 de lei. Când au ajuns la secție cu suspecții, polițiștii s-au trezit cu 10 de rude ale bărbaților care au început să-i amenințe pe agenți. Oamenii au intrat în curtea sediului și le-au cerut polițiștilor să-i elibereze pe suspecți. Când au văzut că acest lucru nu se întâmplă, rudele bărbaților au plecat acasă. Cei 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în arestul IPJ Maramureș. A fost incendiu în această dimineață la șantierul noului terminal al aeroportului internațional Craiova. Flăcările au izbucnit în interiorul halei și exista o puternică degajare de fum. Colegul meu, Ovidiu Vărădeanu, ne dă amănunte. Ovidiu, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit, incendiul s-a manifestat violent, de altfel o coloană de fum negru și dens înaltă de 10 de metri a putut fi văzută de la mai mulți kilometri distanță. Apelul la 112 a făcut ca la fața locului Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj să trimită 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă și 2 ambulanțe SMURT.
Până la sosirea salvatorilor militari însă au intervenit angajații aeroportului cu autospecialele din dotare și au reușit să localizeze incendiul într-o primă fază, iar apoi să stingă flăcările. Au ars materiale de construcții, mai precis polistiren. Suprafața afectată a fost de 100 de metri pătrați, dar flăcările au degradat circa 150 de metri pătrați de tocărie și geam termopan. Din fericire, nu au existat victime. Din primele informații, se pare că flăcările au izbucnit din cauza unei suduri ce se realiza la acoperiș, iar scânteile ar fi ajuns la plăcile de polistiren, care s-au aprins imediat. O comisie de anchetă formată din reprezentanți ai aeroportului și pompieri militari vor face în continuare verificări. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu. O fată a fost agresată de mai mulți tineri într-un autobuz din Pitești. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din autobuz. Victima a depus plângere la poliție imediat după ce a reușit să fugă de agresori. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imagini se poate observa cum tinerii o agresează pe fată, o umilesc și o jignesc. Ba chiar unul dintre ei se apropie și o pipăie. Fata a reușit să scape din mâinile lor și a coborât speriată la prima stație. S-a dus direct la secția de poliție și a depus plângere. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea parchetului de pe lângă jucătoria Pitești, au continuat cercetările într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală și au identificat și reținut un minor de 17 ani din localitatea Bradu. Nu este prima oară când acești băieți agresează fete în autobuz. O altă tânără a fost victima lor, dar nu a depus plângere. Tocmai de aceea polițiștii fac un apel și roagă toate victimele agresiunii și hărțuirii sexuale să ceară ajutorul. Polițiștii piteșteni au transmis un apel public către tânăra în cauză, care să se prezinte la sediul poliției sau către persoane care pot da relații cu privire la stabilirea identității persoanei care apare în imaginile mediatizate. Tânărul de 17 ani care molestează fete în autobuz a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. În ultimul timp a fost un val de astfel de agresiuni sexuale în autobuzele din Pitești. Administrația locală a montat special în mijloace de transport în comun astfel de camere tocmai pentru a stopa aceste gesturi. Președintele Klaus Iohannis a informat Parlamentul că administrația prezidențială a aprobat ca România să instruiască aproximativ 50 de soldați ucraineni. De asemenea, șeful statului a permis tranzitarea teritoriului național a echipamentelor și bunurilor materiale donate de Finlanda Ucrainei. Scrisoarea președintelui Iohannis va ajunge la comisiile de apărare, apoi va fi înscrisă pe ordinea de zi a plenului comun al Parlamentului. Președintele a explicat că deteriorarea climatului de securitate din regiunea Mării Negre impune astfel de decizii. Peste jumătate dintre români se uită la televizor ca principală sursă de informare. Așa arată rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP. Când vorbim de dezinformare, peste 40% dintre cei chestionați spun că rețelele sociale sunt cele mai expuse acestui fenomen și consideră Rusia principala sursă de știri false. Colega mea Amalia Chiriță a analizat sondajul și vine cu detalii. Amalia, bună ziua! Câți oameni au răspuns la sondaj? Bun găsit, Livia. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de persoane care provin din diferite categorii sociodemografice. Potrivit rezultatelor, peste 51% dintre români obișnuiesc să se informeze cel mai bine de la televizor, peste 28% de pe rețelele sociale, iar 12% de pe site-urile de știri. Aproape 5% își culeg informațiile esențiale de la posturile de radio, iar 1% din ziare și reviste. Pe de altă parte, peste 40% dintre români cred că sursele de informare care sunt cele mai expuse dezinformării și propagării de știri false sunt, iată, rețelele sociale. 37% spun că sunt posturile TV, iar 5% ziarele și revistele. Cei care cred că pe rețelele sociale se găsesc cele mai multe dezinformări sunt persoanele sub 45 de ani și cu studii superioare. Cei care cred că posturile TV dezinformează sunt persoanele cu studii superioare, cei care locuiesc în București și în nord-estul țării și angajații din privat. În opinia peste 45% dintre români, Rusia este principala sursă de propagandă și a știrilor false în România. Procentul este mai mare față de cel din ianuarie 2022, înainte de începerea războiului în Ucraina. După Rusia urmează Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Ungaria.
Liviria. Sondajul a fost realizat în perioada 22-29 februarie. Livia? Mulțumesc, Amalia. Programul Rabla 2024 este aproape de start. Românii pot obține vouchere de la 7 la 25.000 de lei dacă vor să-și schimbe mașinile mai vechi de 15 ani. Dar valoarea tichetelor pentru mașinile electrice a fost înjumătățită față de anul trecut. Chiar și așa, cei din domeniul auto se așteaptă la o creștere în vânzări. Programul nu este însă lipsit de probleme. Rabla 2024 începe marți de la ora 10 și va avea două etape. Prima durează o lună. A doua fază, care va fi doar pentru Rabla Plus, se va desfășura între 19 august și 19 septembrie. Prin programul Rabla Classic, prima decasare este de 7.000 de lei la pretarea unui autoturism uzat și de 10.000 de lei pentru două. Cu acești bani se pot cumpăra mașini cu emisii de carbon de până la 150 de grame la kilometru și vehicule hibride sau motorizate cu CPL sau GNC. Valoarea acestora trebuie să fie de maximum 60.000 de euro cu TVA inclus. În cazul programului Rabla Plus, valoarea tichetelor ajunge la 25.500 de lei pentru vehicule pure electrice sau pe hidrogen și de 13.000 de lei pentru motociclete electrice sau vehicule hibride. Valoarea acestora nu trebuie să depășească 70.000 de euro cu TVA inclus. Dacă la Rabla Classic se pot obține și alte ecobonusuri cumulate de până la 6.000 de lei, la programul Plus valoarea tichetelor a fost înjumătățită față de anul trecut. Asta deoarece guvernul a considerat că mașinile electrice au devenit mult mai accesibile în ultimii ani. Părerea mea că atât producătorii cât și clienții se vor mula pe... De fapt, piața este dirijată de cerere și ofertă. Da? Noi credem că este un ajutor mare pentru clienți, însă zona foarte mică de preț. În rest, clienții vor trece foarte ușor peste acest neajuns. Programul Rabla este unul dintre cele mai de succes proiecte guvernamentale. Se așteaptă ca anul acesta, datorită lui, vânzările în piața auto să crească cu 5%, iar cele pentru mașini electrice cu 27%. Cam ce vechime are mașina dumneavoastră? De ce an e? 2004. Vă încadrați chiar foarte bine la programul Rabla, care începe peste 2 zile. V-ați gândit poate anul ăștia să vă schimbați mașina, să profitați de... Bineînțeles, bineînțeles, da, o să profit. Da, aș vrea, dacă are 17 ani. Da, da, e o idee bună și... Vă gândiți să profitați. Da. De asta am cumpărat-o cu programul Rabla, okay. Și ok programul. Foarte bun, da. Noi vorbim de bugete undeva în jurul a 20-25.000 de euro pentru mașinile termice. Vorbim de bugete undeva în jur de 35.000 de euro pentru mașinile electrice. Sunt însă și români care vrea să schimbe mașinile vechi, însă nu au acest buget. Bani de unde, ca 16 milioane pensie. Mă încadrez doar dacă domnii parlamentari fac ceva ca să ne încadrăm și cu salariile. Pentru că o rată, ca să o plătesc acum la o mașină nouă, nu mi-ajunge. Cum să nu? O mașină nouă, credeți că mi-ar strica, da? Dar e prea mic voucherul ăsta. E mic, da, da, da. Adică dacă statul vrea să facă ceva pentru noi, măcar jumătate să ne dea. Dacă valoarea primelor de casare e o problemă pentru șoferi, în rândul dealerilor există o altă nemulțumire. Cei apăruți recent pe piața din România nu se pot înscrie să vândă mașini prin programul Rabla. Poți să lași în competiție doar pe unii care îi vrei tu, indiferent cine ești tu, că ești ministru, că ești președinte, poți să fii oricine, prim-ministru, și pe unii să-i scoți din competiție prin faptul că nu-i lași să intre în competiție. Să le explicăm că este un abuz împotriva legii concurenței. Anul acesta, bugetul pentru programul Rabla Classic este de 300 de milioane de lei, iar cel pentru Rabla Plus ajunge la 1 miliard de lei. Lucrările la orașul militar din zona bazei Mihail Cogălnicianu din Constanța, în care vor putea locui peste 10.000 de militari NATO cu familiile lor, au început. Construcțiile vor fi gata în 5 ani, timp în care vor apărea grădinițe, școli, un spital, precum și magazine sau parcuri de distracție. Este un proiect de miliarde de euro care transformă unitatea militară de aviație în cea mai mare bază NATO din Europa. Zilele acestea se lucrează în partea de sud a viitorului oraș militar, unde se construiesc drumuri de acces și o rețea electrică de mare capacitate. Peste 2300 de hectare de teren arabil au fost expropiate de armată pentru extinderea bazei militare. 10.000 de militari vor sta permanent în baza de la Mihail Cogălnicianu, alături de familii. Vor fi locuințe de tip bloc, locuințe individuale, creșe, grădinițe, școli, farmacii, tot ceea ce este nevoie. Noua bază modernizată de la Mihail Cogălnicianu este concepută pentru a putea prelua logistică și resurse umane de la cea din Ramstein, din Germania.
Dacă vorbim în cifre, numai clădirile militare vor ocupa 30 de hectare, iar dacă ne referim la celelalte amplasamente, facilități tehnice, platforme pentru întreținere și alte hangare, suprafața crește de 10 ori. Vor fi 300 de hectare alocate numai acestor construcții. Avioanele de luptă vor avea alocată o mare parte din suprafață și facilități. Vorbim despre o nouă pistă care va fi paralelă cu pista existentă și la est de aceasta. Hangare, spații pentru mentenanță, simulatoare, depozite de combustibil, de muniții, de sisteme de protecție, de protecție antiaeriană. Noua pistă destinată exclusiv aeronavelor militare este mai mult decât necesară în contextul în care România achiziționează avioane F-16 pe bandă rulantă. Ultimul contract de achiziție este cu Norvegia, 32 de aparate F-16 vor ajunge la finalul acestui contract în România, iar 16 dintre ele vor fi cantonate aici, la Mihail Cogălnicianu. Guvernul va investi în acest proiect aproape 3 miliarde de euro, punct extrem de important pe harta bazelor militare din Europa. Baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu se extinde și va ajunge una dintre cele mai mari baze militare NATO din Europa. Într-un an jumătate de când sunt în această unitate, am observat că este o unitate imensă deja. Faptul că o să devină și m-am uitat și eu pe structura proiectului, mi se pare un pic incredibil. La finalul lucrărilor, baza militară de la Mihail Cogălnicianu o va depăși pe cea de la Ramstein din Germania, care este considerată cea mai mare bază americană din Europa. Acolo sunt 2300 de hectare, iar la Cogălnicianu întregul orășel va ajunge la 2800 de hectare. Baza Mihail Cogălnicianu adăpostește acum câteva sute de militari americani și piloți NATO, implicați în misiunea de poliție aeriană deasupra Mării Negre. Putin avertizează Occidentul că un conflict Rusia-NATO ar fi doar la un pas de al treilea război mondial, dar că nimeni nu-și dorește acest lucru. Avertismentul vine la doar câteva ore după ce liderul de la Kremlin a câștigat al cincilea mandat de președinte cu aproape 90% din voturi. Avertismentul lui Putin vine în contextul în care președintele francez Emmanuel Macron a spus că nu poate exclude trimiterea de trupe terestre în Ucraina în viitor. Aliații occidentali s-au distanțat imediat de această declarație, însă câteva țări europene din Est, în special Polonia, au susținut ideea. Întrebat de Reuters despre remarcile lui Macron și despre riscurile și posibilitatea unui conflict între Rusia și NATO, Putin a răspuns ironic. Eu cred că tot este posibil în современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Путин а mai spus că NATO are soldați infiltrați în Ucraina. Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Putin a avut un mesaj tăios și pentru președintele francez Emmanuel Macron. Хотелось, чтобы вот Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию, а наоборот, вот как здесь вот было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Războiul din Ucraina a declanșat cea mai profundă criză în relațiile Moscovei cu Occidentul de la criza rachetelor din Cuba din 1962. Putin a avertizat deseori asupra riscurilor unui război nuclear, dar spune că nu a simțit niciodată nevoia de a folosi arme nucleare în Ucraina. Într-un verde strălucitor, parada de ziua Sfântului Patrick a pus stăpânire pe străzile din Manhattan, New York. Celebra parada a fost organizată mai devreme anul acesta. Îmbrăcați în spiriduș, cu pălării specifice și cu trifoiuri norocoase cu patru foi, așa au venit costumații oamenii la eveniment. Unii au ales să privească parada din barurile cu specific irlandez. Ziua Sfântului Patrick a fost sărbătorită și la Chicago. Aici râul care străbate orașul a fost vopsit în verde pentru al 60-lea an la rând.
Dansul irlandez a devenit de câțiva ani o adevărată pasiune pentru două tinere din România. Au început să danseze din copilărie, iar astăzi au ajuns să concureze în competiții internaționale. Fiecare reprezentație pe care o dau este spectacol de energie și entuziasm. Și copiilor se mișcă în același ritm alerg cu muzica. Iubesc dansul irlandez, iar asta se vede. Pe lângă pasiune își doresc performanță. Ana Gheorghe și Medea Pandrea au reușit deja să se remarce în competițiile internaționale. Cele două își dovedesc priceperea și dăruirea în fiecare pas pe care îl fac pe scenă. Ana are 15 ani. De 6 ani și jumătate practică acest tip de dansuri și ocupă locul 2 în clasamentul competițiilor de dans irlandez. Îmi place foarte mult muzica, de fapt muzica m-a atras prima oară la dansul irlandez și îmi place foarte mult colectivul din Steisha și atmosfera de la sală. În noiembrie 2023 am câștigat locul 2 pe regiunea noastră, adică Europa continentală și Asia. Medea face dansuri irlandeze de 6 ani, iar în curând va dansa pe scena campionatului mondial. Am luat locul 4. La Oireachtas, la calificări pentru mondiale. Într-o săptămână mergem la mondiale în Scoția să dansăm la mondiale. Am deschis școala acum 13 ani și fac dans irlandez de 16 ani. Suntem singura școală de dans irlandez din România, suntem concentrați pe performanță, lucrăm cu copii și cu adulți, începând cu vârsta de 6 ani. Anul acesta e unul special pentru școală. Anul acesta, la sfârșitul lui noiembrie, 29 noiembrie, 1 decembrie, vom găzdui cea de-a 20-a ediție a campionatului euroasiatic de dans irlandez. Ca și organizator, suntem mereu în frenezia lucrurilor și de cele mai multe ori, fiind atât de pasional de proiectele și spectacolele pe care le avem în portofoliu, pierdem puțin din vedere partea asta, să zic așa, reală a lucrurilor, așa că ne pare bine că am avut ocazia să spunem despre acest proiect deosebit, Lord of the Dance. Talentul și devotamentul copiilor reprezintă o sursă de inspirație pentru toți cei care împărtășesc aceeași pasiune pentru dans. Este stare de urgență în Islanda. Vulcanul de lângă orașul Grindavík a erupt din nou. Râurile de lavă fierbinte au transformat cerul într-un roșu aprins. Este a patra erupție din ultimele 3 luni. Oamenii din oraș au fost evacuați din nou în locuri sigure. La fel s-a întâmplat și cu turiștii aflați în zonă. Unii dintre ei au fost găzduiți inclusiv în celebrul spa Blue Lagoon. Imaginile surprind lava țâșnind din fisurile din pământ. Erupția a avut loc lângă orașul Grindavík, în sud-vestul țării, în peninsula Reykjanes. Autoritățile au declarat că această erupție este considerată cea mai semnificativă în ceea ce privește cantitatea de magmă. Poliția a declarat stare de urgență ca măsură de precauție. În orașul Grindavík trăiau aproape 4.000 de locuitori înainte de ultimele erupții. Cei care se întorseseră au fost evacuați din nou. În zonă erau și foarte mulți turiști. Aceștia au fost evacuați cu autocare în capitala Reykjavík. Never experienced anything like that before. I'll be honest, I wasn't scared or anything. I just hope everybody got out okay. But it really was an experience. And to go to the restaurant, the lava restaurant in the hotel for dinner at 8 o'clock. And not even 10 minutes later, as the waitress is bringing my wine, we heard the sound go off. Nu departe de erupția vulcanică este și celebrul spa geotermal Blue Lagoon. Oamenii, mare parte turiști, au fost evacuați chiar din lagună. Mai multe tinere se bucurau de atmosfera relaxantă din piscină când vulcanul a erupt chiar în fața lor. Ultima erupție a vulcanului a fost la începutul lunii februarie. Lava a distrus atunci drumurile și conductele. Cea mai puternică dintre ultimele erupții a fost cea din ianuarie, când lava a ars până la temelii mai multe case dintr-un oraș pescăresc. În Islanda sunt peste 30 de vulcane activi. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat.
Alegerile din Rusia s-au încheiat fără emoții pentru Vladimir Putin, care la o numărătoare parțială a voturilor pare să fi câștigat cu peste 90% încă un mandat de președinte al țării. Acum, Putin este al doilea cel mai longeviv șef de stat din istoria Rusiei după Iosif Stalin. Deși analiștii spun că aceste alegeri prezidențiale au fost netransparente și marcate de încălcări ale legii, Putin va rămâne în fruntea Kremlinului încă 6 ani de acum înainte. Iar serviciile de informații germane au avertizat deja că Moscova se pregătește pentru un conflict cu țările NATO, posibil din 2026. Analistul de politică externă Ștefan Popescu este invitatul meu de la această oră și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să credem așadar că are Vladimir Putin intenția să atace țările din Alianța Nord-Atlantică, care ar fi riscurile pentru România și în ce măsură această decizie va fi influențată de alegerile din Statele Unite? În niciun caz nu trebuie să acordăm atenție acestor scenarii dramatice, că pot exista atacuri cibernetice, pot exista acțiuni asimetrice. Da, de acord, ele au loc și în momentul de față, dar acțiuni de dezinformare, de acord, dar un atac militar la adresa Organizației Tratatului Nord-Atlantic nici nu poate fi imaginat, pentru simplu motiv că Alianța Nord-Atlantică este o alianță sub umbrela nucleară, ori un război nuclear între Federația Rusă și puterile nucleare din NATO sunt în număr de 3, Statele Unite ale Americii, care sunt la paritate strategică cu Rusia, apoi Franța și Marea Britanie, ar duce la o distrugere mutuală, ba mai mult decât atât, la o distrugere a umanității. Ori acest lucru nu poate fi imaginat. Conflictul din Ucraina, oricât de dramatic ar apărea pe ecran de la televizor și nu numai, are loc în anumiți parametri strategici, adică el nu este scăpat de sub control, există anumite canale de comunicare între cele două părți, astfel încât să se evite o escaladă care ar duce la un conflict frontal și prin urmare la un conflict nuclear. Declara Vladimir Putin în primul său discurs după terminarea scrutinului că este convins de corectitudinea drumului pe care Rusia îl urmează și că va crea condiții pentru continuarea mișcării astfel încât țara să fie chiar mai puternică, mai eficientă. El a mai precizat și că armata trebuie să fie mai puternică. Credeți că liderul de la Kremlin consideră astăzi că Europa are conducători slabi care ezită să intre într-un conflict deschis cu Rusia? Profesorul meu de geopolitică pe care l-aveam la Paris îmi spunea că geopolitica este o știință subiectivă. Fiecare are dreptatea lui. Vladimir Putin consideră că Rusia are dreptate pentru că toate acțiunile lui și politica lui vizează reconstruirea puterii ruse. Reconstruirea puterii ruse atât în spațiul imperial, fostul spațiu pe care l-a dominat, revenirea Rusiei în Ucraina, revenirea Rusiei în Moldova prin control asupra Transnistriei, revenirea în Caucazul de Sud prin controlul Abhaziei și Oseției de Sud, politica foarte activă în Asia Centrală, în același timp valorificarea vechilor instrumente de influență stabilite în perioada sovietică, cum este prezența în Africa, anumite prezențe din America Latină. Deci Rusia și obiectivul principal al lui Vladimir Putin este reconstrucția capacității de mare putere a Rusiei. În ce privește viziunea lor asupra Europei, da, aveți dreptate. Rușii percep Uniunea Europeană ca fiind slabă. Acest lucru, cum să spun, este și adevărat pentru că decizia se ia foarte greu la 27, vedeți foarte bine carențele pe care le avem în materie de producție a echipamentelor militare și a munițiilor. Nu suntem capabili să susținem în mod eficient Ucraina cu cantitățile de obuze de care aceasta are nevoie. A fost nevoie ca Republica Cehă să vină cu inițiativa la care s-au asociat Polonia, Germania, Franța, de a căuta muniții în afara Uniunii Europene, pentru că noi nu avem nici stocuri și liniile noastre industriale nu reușesc să aibă o cadență care să alimenteze Ucraina cu cantitățile enorme de muniții, până la 1 milion de obuze de care are nevoie armata ucraineană, nu
spre a prelua inițiativa de la ruși pe imensul front de 1000 de kilometri lungime, dar de a asigura o apărare eficientă a teritoriului. Și totuși, în urmă cu câteva zile, Emmanuel Macron declara că nu va mai exista securitate în Europa dacă Rusia câștigă în Ucraina. Totuși, acest conflict din Ucraina a stagnat, pare să fi stagnat, iar Europa pare deja obosită de acest război. În opinia dumneavoastră, ar trebui să luăm în considerare o altă strategie în rezolvarea situației din Ucraina, apropo de ce vorbeam mai devreme, și anume de răspunsul cumva greoi al Europei în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina? Europenii nu au aceeași cultură strategică, prin urmare nu au același nivel de ambiții, nu au aceleași organisme militare. Armata franceză, care este cea mai importantă armată a Uniunii Europene, este o armată subdimensionată, care și ea a suferit de pe urma subfinanțării vreme de 3 decenii. 3 decenii în care am crezut că un conflict de mare intensitate, așa cum are loc în Ucraina, nu va mai avea loc. Deci, prin urmare, Uniunea Europeană are nevoie de timp spre a se reface aceste capacități, are nevoie de timp pentru a acționa ca o forță unită. Din fericire, Statele Unite ale Americii au reușit să creeze un front unit, deci a fost nevoie de intervenția americană, administrației Biden. Vom vedea ce se va întâmpla după alegerile din 5 noiembrie, pentru că până atunci taberele democrată și republicană în Statele Unite sunt atât de polarizate, încât orice concurs eficient din partea Statelor Unite nu poate fi imaginat. Ați văzut că asistența pentru Ucraina a picat în focul încrucișat dintre majoritatea republicană din Camera Reprezentanților și minoritatea reprezentată de Partidul Democrat. Dar Europa are potențialul. Important este să realizeze o sinteză la 27. Sunt 27 de state, vedeți, sunt 27 de capete, 27 de maniere de a gândi. Este foarte greu să aduci împreună, de unde și inițiativa președintelui Emmanuel Macron. Macron, care a spus că o pierdere în Ucraina, o pierdere a războiului, înseamnă o decredibilizare a Europei la nivel planetar, la nivel global, caută să coaguleze un front mult mai coerent în Europa pentru a da un semnal rușilor că nu se va asista cu brațele încrucișate în cazul în care va exista o străpungere mai importantă a frontului în Ucraina de către forțele ruse, evident. E clar că armatele din toată Europa sunt subdimensionate în momentul de față, atât în ceea ce privește forță umană, cât și armament, da? Spuneați că e nevoie de timp, va avea Europa timpul necesar să-și dimensioneze potrivit armata? Cam până în 2030 are timp, pentru că astea nu se întâmplă imediat. Adică zeci de ani de subfinanțare nu se pot recupera imediat. Chiar și alocarea a 2% din PIB de către Germania, alături de cele 100 de miliarde de euro anunțate de cancelarul Olaf Scholz în plenul Parlamentului de la Berlin, nu vor putea face minuni imediat. Ele se vor simți în timp și cam într-un deceniu sau spre sfârșitul deceniului se vor simți aceste investiții. Tocmai de aceea este important ca europenii să caute și alte soluții, așa cum este soluția imaginată de Republica Cehă, pe care am amintit-o, de a achiziționa echipamente din afara Uniunii Europene pentru a susține Ucraina. Dar europenii mai pot face ceva care este la fel de important. Nu întâmplător Napoleon spunea că banii sunt nervul războiului, pot finanța Ucraina, pentru că Ucraina nu are nevoie numai de echipamente militare, are nevoie de fonduri pentru a plăti soldele militarilor care sunt pe front, pentru a asigura serviciile pentru populație. Deci Ucraina poate fi ajutată în mult mai multe feluri, de a fi conectată cât mai mult cu infrastructuri de restul Europei, pentru a-și putea exporta cerealele și pentru a putea fi alimentată cu bunuri de larg consum. Avansau serviciile de informații germane termenul de 2026, da, pentru un atac între Moscova și al Moscovei. Da, serviciile fac tot felul de scenarii. Deci sunt scenarii. Este normal să se facă scenarii. De asta este rolul secțiilor care imaginează
harta lumii așa cum va arăta la un moment dat potențialul fiecărei tabere, noi trebuie să învățăm să citim printre rânduri. Serviciile germane ce au căutat prin această știre scăpată publicului în mod voit este că Rusia va ieși probabil mai întărită din acest conflict, mai întărită din punct de vedere militar. Ați văzut declarațiile lui Vladimir Putin imediat după câștigarea alegerilor. Atenția, prioritatea va fi acordată complexului militaro-industrial și acțiunii militare din Ucraina. Deci este clar și întăririi forțelor armate. Deci este clar că vom avea o Rusie hiperreactivă la frontierele Uniunii Europene în Europa, pentru că dacă ne uităm pe o hartă, Rusia ocupă cam jumătate din Europa. Geografia sa, de la munții Ural, dacă considerăm această frontieră clasică a Europei, nu? Și până în inima Europei, până în Belarus, este teritoriul strategic al Rusiei. Și atunci vom avea o Rusie care ne va testa în permanență capacitatea de a ne apăra, ne va testa capacitățile militare și va trebui să fim capabili să dăm un răspuns, să arătăm că Uniunea Europeană este un actor strategic serios. Cum credeți că se vor schimba lucrurile de la sfârșitul anului dacă Donald Trump va câștiga alegerile prezidențiale în Statele Unite? Cred că Statele Unite vor rămâne în continuare un actor important în susținerea Ucrainei, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump, dar, bineînțeles, prioritatea va rămâne în zona Indo-Pacifică. Deci viitoarea administrație, că va fi Donald Trump sau că va fi administrația Biden, de ce nu? Biden, Kamala Harris. Cred că vor imagina post-conflictul, pentru că și Occidentul, chiar dacă își declară susținerea pentru Ucraina, nu are interes ca acest conflict să dureze la nesfârșit. Deci vom auzi și vom discuta chiar în emisiunea dumneavoastră la anul tot mai multe scenarii de ieșire din război. Nu vreau să încheiem fără să mai discutăm un subiect, pentru că s-a vorbit foarte mult în ultimele zile despre tezaurul românesc aflat la Moscova de mai bine de 100 de ani. Rusia susține că România este datoare, iar valoarea acestei datorii ar depăși de 20 până la 25 de ori valoarea întregului tezaur românesc. Potrivit ministrului rus de externe, în 1949, Moscova i-a iertat România aproape toată datoria sa pentru distrugerile provocate în timpul celui de-al doilea război mondial, dar în 2020 și doi, România a cerut Rusiei plata a 4 miliarde de euro în contul tezaurului. Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție în care se arată că Rusia trebuie să returneze integral tezaurul României și executivul Uniunii Europene și alte instituții europene abilitate ar trebui să facă tot posibilul să sprijine acest demers. Ca urmare a declarațiilor oficialului rus, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat ieri la Ministerul de Externe pentru explicații. În aceste condiții, ce șanse mai are România să rezolve acest dosar în ciuda presiunilor internaționale și de ce acest tezaur nu a putut fi recuperat nici în perioada comunistă, când totuși relațiile cu Moscova erau mai apropiate? Nu au fost chiar atât de apropiate din 1965. Erau cel care mai începe apropiate. O reluare, da, erau mai apropiate, dar din 1965, când Nicolae Ceaușescu efectuează prima vizită la Moscova, el pune pe agenda discuțiilor chestiunea tezaurului, fapt ce a iritat foarte mult pe ruși. Trebuie să vă spun că în 1956 a existat o returnare ceva mai substanțială din tezaur și mă refer la tezaurul de la Pietroasele, cam 16-17 kg de aur. A existat prima în 1935, dar s-au dat mai multe arhive și această returnare a fost acoperită de returnarea osemintelor lui Dimitrie Cantemir și bineînțeles în 1994 mi s-au dat 12 monede istorice cu o greutate totală de 77 de grame. Ce vreau să spun prin asta? Toate returnările parțiale din tezaurul României au fost numai acțiuni unilaterale ale Moscovei. Deci ei au căutat la un moment dat să recompenseze un anumit comportament al României. Nu au fost rodul unor negocieri. La negocierile României cu Rusia tot timpul s-au
arătat foarte opaci, foarte îndărătnici, iar argumentele pe care ni le-au avansat zilele acestea le-au avansat inclusiv în 1965 lui Nicolae Ceaușescu. Deci tot timpul rușii au căutat să acrediteze ideea că noi le suntem datori, deși am putea spune că România și-a achitat datoriile de război. Nu mai vorbim de faptul că după 1947 economia românească a fost practic satelizată celei sovietice, toate societățile românești au devenit sovromuri, adică produsele, o jumătate din ele scriau că sunt fabricate în Uniunea Sovietică. Nu mai vorbim de schimbarea destinului României. Schimbarea destinului României care nu are niciun preț prin satelizarea ei, prin aruncarea ei dincolo de cortina de fier după înțelegerea de la Ialta, consecințe pe care le simțim în viețile noastre până în momentul de față. Vedeți decalajul pe care îl avem de dezvoltare față de lumea occidentală. Ștefan Popescu, mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate aceste precizări. FCSB a câștigat primul său meci din play-off și a mărit distanța față de urmăritoare. Detalii aflați la Focus Sport după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! S-a dat alarma în localitatea Tudora, județul Botoșane, acolo unde de ieri un copil de 2 ani este căutat de forțe impresionante. Băiețelul s-a dus cu bunica lui în vizită la niște cunoștințe și la scurt timp a dispărut din curte. Colega mea Laura Hoșman vine cu mai multe detalii. Laura, bună ziua, ce ai aflat până acum? Bun găsit! Băiețelul în vârstă de 2 ani a dispărut ieri, la ora 15. Imediat în zonă au ajuns polițiști, jandarmi, pompieri, dar și voluntari, oameni din sat care au început căutările. Nimeni nu a renunțat la căutări nici la lăsatul serii. 3 drone cu termoviziune, o șenilată, 4 ATV-uri, dar și un elicopter au survolat zona. Noi am fost în urmă cu puțin timp și în pădurea din apropiere. Din păcate, până la această oră, băiețelul nu a fost găsit. Părinții lui locuiesc în străinătate, iar în această dimineață, disperați, oamenii au ajuns în țară. Copilul are părul șaten închis, ochii căprui și tenul măsliniu. Acesta era îmbrăcat într-o bluză de training roșie și Adidas cu lumini la talpă. Revenim în jurnalele următoare cu mai multe informații. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Laura. Un așa zis călugăr a fost bătut de un agent de pază într-un restaurant din Focșani. Imaginile cu agresiune au ajuns pe rețelele sociale și au stârnit un val de reacție. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ești afară, am trebuit să bat cu tufă când vreau. Ești afară. Ești afară acum. Ești de bat acum, am. Sara bătaie. Da, am dreptul în sara bătaie la urmă. Bă, tăticule, nu înțeles că eu te mănânc pe tine. Așa, din toată în ușoară. În imaginile filmate de martori se vede cum bărbatul, îmbrăcat în haine preoțești, este rugat să iasă afară din local. Pentru că nu vrea să plece, agentul de pază a început să-l lovească de mai multe ori cu bastonul. Înainte de acest lucru, spun martorii, i-ar fi pulverizat în față spray lacrimogen. Reprezentanții localului se apără și spun că, de fapt, bărbatul nu este preot și că nu odată au avut probleme cu el. Ei spun că așa zisul călugăr ar fi început scandalul când a început să amenințe clienții și ar fi lovit agentul de pază cu un extintor. În urma imaginilor apărute, polițiștii au deschis o anchetă. Un bărbat în vârstă de 51 de ani din județul Mureș ar fi agresat în repetate rânduri fiica. Totul ar fi început la scurt timp după ce mama copilei s-a prăbădit de COVID în pandemie. Individul a fost reținut după ce adolescenta a decis să povestească totul. Colega mea Oana Spiru știe cum decurge ancheta. Oana, bună ziua! Ce informații ai? Bun găsit, 13 ani avea tânăra când tatăl ar fi început să o abuzeze, spun surse din anchetă. Omul a rămas văduv în pandemie și a rămas să aibă grijă singur de cei doi copii. Un băiat mai mic și fiica de 13 ani pe atunci. Nimeni nu a bănuit nimic, deși rudele au observat faptul că cei doi copii merg în vizită mult mai rar. Bănuielile bunicii s-au adeverit când adolescenta, acum în vârstă de 16 ani, i s-a destăinuit bunicii la telefon. Femeia
îngrozită nu a stat pe gânduri, a chemat poliția și a cerut de urgență o expertiză și o anchetă. Cele spuse de copilă s-ar fi adeverit. Polițiștii l-au reținut pe bărbatul în vârstă de 51 de ani. Pe numele său a fost deschis acum un dosar pentru infracțiunea de viol, iar pentru tânăra adolescentă vor urma luni sau chiar ani de terapie de specialitate. Atât deocamdată, de aici, la revedere! Mulțumesc, Oana. O fată a fost agresată de mai mulți tineri într-un autobuz din Pitești. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din autobuz. Victima a depus plângere la poliție imediat după ce a reușit să fugă de agresori. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imagini se poate observa cum tinerii o agresează pe fată, o umilesc și o jignesc. Ba chiar unul dintre ei se apropie și o pipăie. Fata a reușit să scape din mâinile lor și a coborât speriată la prima stație. S-a dus direct la secția de poliție și a depus plângere. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea parchetului de pe lângă jucătoria Pitești, au continuat cercetările într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală și au identificat și reținut un minor de 17 ani din localitatea Bradu. Nu este prima oară când acești băieți agresează fete în autobuz. O altă tânără a fost victima lor, dar nu a depus plângere. Tocmai de aceea polițiștii fac un apel și roagă toate victimele agresiunii și hărțuirii sexuale să ceară ajutorul. Polițiștii piteșteni au transmis un apel public către tânăra în cauză, care să se prezinte la sediul poliției sau către persoane care pot da relații cu privire la stabilirea identității persoanei care apare în imaginile mediatizate. Tânărul de 17 ani care molestează fete în autobuz a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. În ultimul timp a fost un val de astfel de agresiuni sexuale în autobuzele din Pitești. Administrația locală a montat special în mijloace de transport în comun astfel de camere tocmai pentru a stopa aceste gesturi. Fostul ministru al culturii, Daniel Barbu, a murit noaptea trecută. Acesta avea 66 de ani și în prezent era profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității din București. Cu mai multe detalii vine colega mea, Ana Maria Maxim. Ana, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor! Anunțul morții lui Daniel Barbu a fost făcut de către facultatea unde a predat teologie politică, teologie socială și istoria bisericii. Slujba de mormântare va avea loc joi la un lăcaș de cult din București. Licențiat în istoria artei, Daniel Barbu și-a început cariera ca și curator al Muzeului Satului din capitală. A fost și director de editură, de asemenea profesor colaborator la diferite universități din străinătate. A fost totodată și consiliera lui Emil Constantinescu pe vremea când acesta era președinte, iar între 2004 și 2011 a condus școala doctorală de științe politice a Universității din București. În politică a intrat în 2012 când a obținut un mandat de senator din partea PNL. Din decembrie 2012 până în decembrie 2013 a ocupat funcția de ministru al culturii, când și-a dat demisia în urma unei declarații controversate privind bugetul alocat de România pentru Programul Național de Combatere și Tratament HIV-SIDA. Totodată a fost și printre inițiatorii legii speciale pentru Roșia Montană, care a declanșat proteste uriașe în țară. Ulterior a intrat în ALDE, partidului Călin Popescu Tăricianu, iar din 2017 până în 2019 a ocupat funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Ana! Nu toate produsele alimentare care ajung la raft sunt și bune și conforme. În ultimii ani, sute de alimente au fost retrase din magazine pentru că erau foarte periculoase pentru sănătatea oamenilor. Conțineau substanțe interzise de autorități, dar și corpuri străine, precum bucăți de sârmă, de sticlă sau chiar pietre. Inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au avut pe an în medie 42 de acțiuni de retragere alimentare. Printre produsele care sunt retrase cel mai des de la raft se numără înghețata, dulciurile, cerealele, legumele și fructele. În cele mai multe cazuri, produsele retrase provin din Turcia, China și America Latină. Inspectorii ANSVSA care au făcut controlele spun că în foarte multe produse au găsit obiecte străine, precum bucăți de sârmă, de sticlă sau pietre. Nu! Și așa cumpărăm oricum de toate prostiile care nu mai știm. Și alimentele care ajung totuși la raft și sunt cumpărate de oameni au cam aceeași soartă. Sunt aruncate la gunoi. Iar asta pentru că România se află pe locul 9 în Uniunea Europeană când vine vorba de risipă alimentară.
România se aruncă anual aproximativ 2,5 milioane de tone de alimente, iar asta înseamnă că fiecare român aruncă anual în jur de 70 de kilograme de mâncare. Și da, este foarte mult. România își propune acum, prin noua lege, să reducă această cantitate la jumătate până în 2030. Cele mai mari cantități de mâncare se aruncă din supermarketuri și restaurante. Acum însă, președintele României a promulgat noua lege a risipei alimentare, care vine cu reguli stricte pentru operatorii economici. Proprietarii de restaurante, de exemplu, trebuie să doneze către nevoiași mâncarea rămasă sau să o ducă la firme speciale și să o transforme în compost. Produsele care până acum erau incinerate vor fi fructificate și vor fi în folosul comunității. Nouă lege. Nu ne încurcă, chiar este binevenită, pentru că până în prezent produsele erau depozitate într-un frigider special dedicat resturilor vegetale sau animale și apoi erau transportate către un terț care le incinera. În supermarketuri, regula este ca toate alimentele care sunt pe cale să expire să fie reduse chiar și cu 50%, în așa fel încât să fie cumpărate și nu aruncate. Însă aici părerile oamenilor sunt împărțite. Mi se pare anormal. De ce? Pentru că poate sunt stricate. Și e vorba de sănătatea celorlalți, la copii în special. Cred că e o idee bună. Probabil că da, probabil că nu. Depinde de ce produse, despre ce produse este vorba. Păi depinde cât e de reală eticheta aia cu data. Cu data. Poți să o ia să fie expirat de o lună și pune că expiră poimine, nu se știe. Pot fi folosite. Acum, clar că te uiți la ele, le verifici. Poți să cumperi și un produs care e garanție și să fie stricat. Se întâmplă. Oamenii spun că au învățat în ultima perioadă, obligați fiind de lipsa banilor, să nu mai facă risipă alimentară. Deci nici alimentară, nici energetică, de când mă știu. Pentru că e păcat să arunci ceva care ți-l oferă divinitatea. Nu, în general ne cumpărăm atât cât avem nevoie. Am trecut atâția ani de zile încât ne-am dat seama că nu merită să facem investiții. Eu s-au luat țară, de-a vâlcea și de-a luat porci. Ce rămâne? Nu fac deloc risipă alimentară. Deci îmi programez tot timpul ce mănânc, ce dau la animale. Cred că aș cumpăra, dar de regulă, dacă e în ultimele zile, le e gata stricate, chit că mai sunt garantat. La noi, la România, e ceva normal. La noi, frigiderul să fie tot timpul plin, să fie mâncare. Trăim ca să mâncăm. Sâmbăta se gătește. Da? Se gătește mâncare pentru sâmbătă și duminică, da? Și pentru săptămâna viitoare la servici. Noi mâncăm la ora, mâncăm dimineața la servici, mâncăm la 12:30 când este pauza și aseara puțin. Dar facem mâncare cât ne trebuie. Noi nu aruncăm, facem pâine în casă. Se mai aruncă din cauza că nu prea o mănânci în ziua aia respectivă și dacă stă după a doua zi, după a treia zi, nu mai o mănâncă nimeni și o dăm la gunoi, o punem în sac și o scoatem la stâlp. Inspectorii de la Autoritatea Sanitar-Veterinară vor face periodic verificări să se asigure că toți operatorii economici pun în aplicare noua lege a risipei alimentare. Angajații șantierului naval Mangali au trimis o scrisoare deschisă guvernului prin care trag un semnal de alarmă că în lipsa unor măsuri concrete există riscul iminent de întrerupere temporară a activității pentru cei mai mulți dintre ei. Reprezentanții sindicatului Liber Navalistul au transmis scrisoarea deschisă în numele celor 1500 de angajați români rămași în șantierul naval Mangalia. Colegul meu Viorel Matei vine cu detalii. Viorel, bună ziua! Te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Sindicaliștii spun că scăderea volumului de muncă în șantierul naval Mangalia produce mare îngrijorare în rândul tuturor sindicaliștilor. Această scădere a volumului de muncă poate conduce la un moment dat la oprirea temporară a activității. Și nu pe termen scurt, spun sindicaliștii, ci pe termen foarte, foarte lung. Și asta clar creează probleme tuturor muncitorilor. Peste acest punct vin și rezultatele financiare negative, spun din nou sindicaliștii, înregistrate în ultimul timp, dar și datorii colosale pe care le are șantierul la principalii creditori. Toate însumate arată o situație destul de dificilă prin care trece această întreprindere. Nu în ultimul rând, sindicaliștii susțin că există și contradicții și discuții contradictorii între acționarii acestui șantier. Unul dintre ei fiind statul, celălalt fiind o firmă privată. Ce se întâmplă, întreabă sindicaliștii, dacă firma privată, care ține aproape jumătate din acțiuni, decide să se retragă? Ce face statul în continuare cu șantierul? Pentru că par să nu fie foarte multe comenzi.
Una peste alta, trăgând linie și adunând, sindicatul invită guvernul la discuții. Îi cheamă pe membrii guvernului acolo, la fața locului, să vorbească cu muncitorii și să le explice ce strategie are cu șantierul pe termen lung. La ce se gândește guvernul României în cazul în care partenerul privat cu care e acolo în joint venture în acest șantier se retrage? Ce vor face oamenii? Care sunt destinele lor și încotro apucă această întreprindere? Acestea sunt toate întrebările cuprinse în petiția pe care sindicatul navalistul din șantierul Mangalia a trimis-o guvernului României și de la care așteaptă răspunsuri. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulțumesc, Viorel. Într-o țară în care zilnic sunt tăiate sute de hectare de pădure, sunt totuși și oameni care vin din urmă și încearcă să acopere paguba. Zeci de familii au ieșit cu mic cu mare să planteze puieți în jurul Bucureștiului. Au făcut asta în mod voluntar. Activitatea face parte dintr-un proiect amplu prin care urmează să fie plantați 1 milion de copaci în toată țara. Pădurea din jurul mănăstirii Căldărușani e mai bogată acum cu aproape 7.000 de puieți. Câteva zeci de localnici au plantat în acest weekend o parcelă de 1 hectar de pădure. Mi se pare o acțiune foarte bună de familie, în primul rând, pentru că e pentru prima oară când fac lucrul acesta. Am venit cu fetița mea și învățăm să plantăm un copac. Vrem să venim și mai târziu să vedem ce urmează să se întâmple aici, în timp. Ni se pare foarte frumos că facem așa pentru planeta noastră, plantăm mai mulți copaci, adică salvează planeta într-un fel. Este bine că ajutăm planeta. Activitatea a fost coordonată de principele Nicolae, care a participat în mod activ la împădurire. El a inițiat un proiect prin care vrea să planteze în următorii ani 1 milion de arbori. Nu numai în locuri unde suntem, care nu este afectată alunica de teren sau inundații, dar și încercăm să plantăm în zonele afectate, mai ales unde poate un sat este în pericol. Până în acest weekend am ajuns la aproximativ 60.000 de copaci plantați la Craiova, la Brănești, care e lungă București, Brăila, în Argeș, lungă Nucșoară. Ce vedeți dumneavoastră aici a fost o suprafață de 1 hectar de pădure bătrână de tei. S-a tăiat și acum, împreună cu domnii, împădurim această suprafață. Împădurim cu stejar, specie de bază, avem și tei, specie de amestec și de ajutor măr. Atrași de inițiativă au participat și elevi de la o școală privată din capitală. Yes, we are here to plant trees for future generations, but I think more importantly than that, we're actually here to teach our children that planting trees is something that is positive, that we should all be out doing something for the environment. Da, cred că e foarte important să plantezi pomi. Pentru că mulți oameni pe pământul ăsta și în România tai pomi în fiecare zi și trebuie să plantăm mai mulți pomi ca să putem să avem un aer mai curat. Conform organizației Greenpeace, în lume, la fiecare 2 secunde dispar suprafețe de pădure de mărimea unui teren de fotbal. În România sunt tăiate zilnic 120 de hectare de plămân verde. Armata israeliană a atacat noaptea trecută cel mai important spital din Gaza. Un purtător de cuvânt al armatei a declarat că este o operațiune de mare precizie în zone limitate ale spitalului. Un martor ocular a scris că a auzit mai multe tancuri care trăgeau simultan în unitatea medicală. Deocamdată nu se știe care este valoarea pagubelor și nu se vorbește de vreun rănit. Într-un mesaj video postat la primele ore ale dimineții, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a explicat care este scopul misiunii. The IDF is conducting a high precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. El a explicat că spitalul va putea continua să funcționeze în timpul asaltului și le-a spus pacienților și personalului că nu trebuie să fie evacuați. Israelul a fost supus unor critici acerbe anul trecut când trupele au atacat prima dată spitalul, unde au descoperit tuneluri subterane despre care spuneau că au fost folosite ca centre de comandă și control de Hamas. Ca o ironie a sorții, în timpul atacului din această dimineață asupra spitalului din Al-Shifa, UNICEF a anunțat că 13.000 de copii au murit de la începutul conflictului dintre armata israeliană și Hamas. Numărul total al morților din fâșia Gaza se apropie de 32.000.
20.000 de dolari a cheltuit o femeie ca să se transforme în pisică pentru că a simțit că are nevoie de o reîmprospătare. Este povestea unei tinere din Australia care spune că nu s-a simțit niciodată mai bine în pielea ei. Inspirația vine din rolul lui Michelle Pfeiffer în Catwoman. Ea este Jolene Dawson, are 28 de ani și recent a cheltuit 10.000 de dolari pentru a deveni o pisică. Spune că astfel îi va inspira și pe alții. A suferit mai multe proceduri pentru a ajunge la forma actuală. Numai injectabilele au costat-o pe Jolene echivalentul la 7.000 de dolari, iar procedura pentru nări a fost aproximativ 5.000 de dolari. Banii provin din economii și cei câștigați ca muzician. I forgot to ever make a video about what I've done to my face. But so far I've spent about $20,000 on transforming myself into a cat. Anterior, tânăra a cheltuit peste 100.000 de dolari pentru a se transforma într-o păpușă braț. După, a devenit celebră. I'm Jolene Dawson. I'm here because I've spent the last like 10 years playing a character and it's ruining my life. Cu toate acestea, a simțit că prea mulți alți influenceri arată ca păpușile braț, așa că a crezut că și-a pierdut relevanța din online. De atunci mi-a schimbat inspirația la o apariție mai felină, deoarece relaționez mult cu pisicile, a declarat Jolene. Australianca are o comunitate foarte mare de urmăritori pe rețelele sociale, care o apreciază. Sute de pasionați de balet au umplut piața principală din Mexico City pentru un curs de dans în masă. Cursul uriaș a fost condus de faimoasa dansatoare mexicană Elisa Carrillo Cabrera, deținătoarea unor trofee importante în domeniu și care face parte din numeroasele festivități organizate în Luna Femeii. Cursul de balet cu prezență record de participanți este primul de acest gen din oraș. Prezența a fost gratuită pentru sutele de dansatori de diferite grupe de vârstă care au exersat mai multe figuri de dans în timp ce se țineau de barele instalate special pentru eveniment. Mulțumesc, Maria, iar de la sport trecem la meteo, așa că vă invit să aflăm cum va fi vremea în zilele următoare. La Paris, Londra, Madrid, Lisabona, Berlin, Barcelona, Roma și Valencia, atmosfera este închisă și plouă, în timp ce la Moscova, Kiev, Budapesta și Oslo sunt ploi, lapoviță și nisoare. În Norvegia, Suedia, Danemarca și în Finlanda bate vântul. În Ucraina, Belarus, România, Polonia și Bulgaria s-a răcit, iar în restul zonelor temperaturile au rămas asemănătoare cu cele de ieri. La noi în țară, astăzi avem vreme caldă în sud-vest, dar în restul țării s-a răcit. S-au adunat nori în jumătatea de est. În Moldova sunt ploi, lapoviță și nisoare, iar în Transilvania, Muntenia și Dobrogea plouă. În Carpații oriental și meridional ninge și pe creste bate vântul. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 3 grade în nordul Moldovei și 17 grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. La București vremea este mai rece față de zilele trecute. Avem în jur de 13 grade. S-a norat și trecător s-ar putea să plouă slab. Mâine continuă să se răcească. Maxima va scădea până spre 7 grade. În timpul zilei va fi norat și va ploua slab. Nu este exclus să bată și vântul. Miercuri temperatura mai crește, dar atmosfera se menține închisă și s-ar putea să mai fie ploi de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. La munte este norat și astăzi este mai rece decât în zilele trecute. Ninge și s-a depus zăpada, iar pe creste vântul agită atmosfera. La Timișoara s-a răcit și soarele abia dacă își mai face simțită prezența. Maxima are în jur de 13 grade, mâine vor fi 9, iar miercuri 11 grade. La Iași vremea este capricioasă cu temperaturi în scădere. Astăzi și mâine cerul va fi acoperit și va ploua, iar miercuri ploile se transformă în precipitații mixte. Astăzi sunt 9 grade, mâine vor fi 8 grade, iar miercuri temperatura nu va urca mai mult de 6 grade. La Cluj vremea este rece și închisă. Astăzi a fost soare în prima parte a zilei, dar acum a intrat în nori. Maxima are în jur de 8 grade. Mâine temperatura pierde 1 grad. Miercuri în prima parte a zilei va fi soare, apoi va intra în nori și nu este exclus să plouă puțin. Vor fi tot spre 8 grade. În Republica Moldova, la Bălți, sunt în jur de 8 grade. De dimineață a fost soare, dar acum atmosfera a devenit mohorâtă. La Chișinău, temperatura va fi ușor mai ridicată spre 10 grade. Pe parcursul zilei vor fi perioade când se va nora. La Cahul au fost anunțate ploi în prima parte a zilei. Acum norii s-au mai risipit. Maxima a urcat până pe la 11 grade. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat.
la ora 16 la Prima TV începe o nouă ediție exclusiv VIP, așa că l-invit pe Cristi Brancu să ne spună ce ne-a pregătit. Bună ziua, Cristi! Ce invitație ai astăzi în emisiunea ta? Bun găsit, Livia, bun găsit, doamnelor și domnilor, o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că avem patru invitați de mare forță. La ora 4 intră Furtunos în direct, nimeni altcineva decât Irinel Columbeanu într-o apariție în exclusivitate, pentru că nu știați că domnul Columbeanu, dincolo de greutățile pe care le are acum ceva vreme, nu multă vreme, acum câteva zile, a ajuns și pe un pat de spital, o să vedeți despre ce este vorba, plus multe alte provocări pe care le are în acest moment și un interviu cu Irinel Columbeanu așa cum nu ați mai văzut. După aceea, dacă e să fie nebunie, să mergem până la capăt, pentru că Diana Matei vine aici alături de Vali Vigelie și o să fie petrecere, o să râdem, o să glumim, o să ai la altă și evident, dacă vreți să știți cum stați cu viața voastră, pregătiți-vă, pentru că maestrul Marian Golea a venit cu un horoscop nou și o să vă spună exact cum urmează și vedem cine mai trăiește și cine nu mai trăiește și cine va trăi bine, adică toți să trăiți bine, de la ora 4 la exclusiv Vivia. Mulțumesc, Cristi, suntem cu ochii pe voi. Mergem mai departe. Acum peste jumătate dintre români se uită la televizor ca principală sursă de informare. Așa arată rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP. Atunci când vorbim de dezinformare, peste 40% dintre cei chestionați spun că rețelele sociale sunt cele mai expuse acestui fenomen și consideră Rusia ca principală sursă de știri false. Colega mea, Amalia Chiriță, a analizat sondajul și vine cu detalii. Amalia, bună ziua! Câți oameni au răspuns la acest sondaj? Bun găsit, Livia. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de persoane care provin din diferite categorii sociodemografice. Potrivit rezultatelor, peste 51% dintre români obișnuiesc să se informeze cel mai bine de la televizor, peste 28% de pe rețelele sociale, iar 12% de pe site-urile de știri. Aproape 5% își culeg informațiile esențiale de la posturile de radio, iar 1% din ziare și reviste. Pe de altă parte, peste 40% dintre români cred că sursele de informare care sunt cele mai expuse dezinformării și propagării de știri false sunt, iată, rețelele sociale. 37% spun că sunt posturile TV, iar 5% ziarele și revistele. Cei care cred că pe rețelele sociale se găsesc cele mai multe dezinformări sunt persoanele sub 45 de ani și cu studii superioare. Cei care cred că posturile TV dezinformează sunt persoanele cu studii superioare, cei care locuiesc în București și în nord-estul țării și angajații din privat. În opinia peste 45% dintre români, Rusia este principala sursă de propagandă și a știrilor false în România. Procentul este mai mare față de cel din ianuarie 2022, înainte de începerea războiului în Ucraina. După Rusia urmează Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Ungaria. Sondajul a fost realizat în perioada 22-29 februarie. Livia? Mulțumesc, Amalia. Programul Rabla 2024 este aproape de start. Românii pot obține vouchere de la 7 la 25 de mii de lei dacă vor să-și schimbe mașinile mai vechi de 15 ani. Totuși, valoarea tichetelor pentru mașinile electrice a fost înjumătățită față de anul trecut. Chiar și așa, cei din domeniul auto se așteaptă la o creștere în vânzări. Programul nu este însă lipsit de probleme. Rabla 2024 începe marți la ora 10 și va avea două etape. Prima durează o lună. A doua fază, care va fi doar pentru Rabla Plus, se va desfășura între 19 august și 19 septembrie. Prin programul Rabla Classic, prima de casare este de 7.000 de lei la pretarea unui autoturism uzat și de 10.000 de lei pentru două. Cu acești bani se pot cumpăra mașini cu emisii de carbon de până la 150 de grame la kilometru și vehicule hibride sau motorizate cu GPL sau GNC. Valoarea acestora trebuie să fie de maximum 60.000 de euro cu TVA inclus. În cazul programului Rabla Plus, valoarea tichetelor ajunge la 25.500 de lei pentru vehicule pure electrice sau pe hidrogen și de 13.000 de lei pentru motociclete electrice sau vehicule hibride. Valoarea acestora nu trebuie să depășească 70.000 de euro cu TVA inclus. Dacă la Rabla Classic se pot obține și alte ecobonusuri cumulate de până la 6.000 de lei, la programul Plus valoarea tichetelor a fost înjumătățită față de anul trecut. Asta deoarece guvernul a considerat că mașinile electrice au devenit mult mai accesibile în ultimii ani. Părerea mea că atât producătorii cât și clienții se vor mula pe... De fapt, piața este dirijată de cerere și ofertă. Da? Noi
cred că este un ajutor mare pentru clienți, însă zona foarte mică de preț. În rest, clienții vor trece foarte ușor peste acest neajuns. Programul Rabla este unul dintre cele mai de succes proiecte guvernamentale. Se așteaptă că anul acesta, datorită lui, vânzările în piața auto să crească cu 5%, iar cele pentru mașini electrice cu 27%. Cam ce vechime are mașina dumneavoastră? De ce an e? 2004. Vă încadrați chiar foarte bine la programul Rabla, care începe peste 2 zile. V-ați gândit poate anul ăștia să vă schimbați mașina, să profitați de... Bineînțeles, da, o să profit. Da, aș vrea, dacă are 17 ani. Da, e o idee bună și... Vă gândiți să profitați. Da. De asta am cumpărat-o cu programul Rabla și ok programul. Foarte bun, da. Noi vorbim de bugete undeva în jurul a 20-25 de mii de euro pentru mașinile termice. Vorbim de bugete undeva în jur de 35 de mii de euro pentru mașinile electrice. Sunt însă și români care vrea să schimbe mașinile vechi, însă nu au acest buget. Bani de unde, cam 16 milioane pensii. Mă încadrez doar dacă domnii parlamentari fac ceva ca să ne încadrăm și cu salariile. Pentru că o rată, ca să o plătesc acum la o mașină nouă, nu mi-ajunge. Cum să nu? O mașină nouă, credeți că mi-ar strica, da? Dar e prea mic voucherul ăsta. E mic, da. Adică dacă statul vrea să facă ceva pentru noi, măcar jumătate să ne dea. Dacă valoarea primelor de casare e o problemă pentru șoferi, în rândul dealerilor există o altă nemulțumire. Cei apăruți recent pe piața din România nu se pot înscrie să vândă mașini prin programul Rabla. Poți să lași în competiție doar pe unii care îi vrei tu, indiferent cine ești tu, că ești ministru, că ești președinte, poți să fii oricine, prim-ministru, și pe unii să-i scoți din competiție prin faptul că nu-i lași să intre în competiție. Să le explicăm că este un abuz împotriva legii concurenței. Anul acesta, bugetul pentru programul Rabla Classic este de 300 de milioane de lei, iar cel pentru Rabla Plus ajunge la 1 miliard de lei. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Este stare de urgență în Islanda. Vulcanul de lângă orașul Grindavik a erupt din nou. Râurile de lavă fierbinte au transformat cerul într-un roșu aprins. Este a patra erupție din ultimele 3 luni. Oamenii din oraș au fost evacuați din nou în locuri sigure. La fel s-a întâmplat și cu turiștii aflați în zonă. Unii dintre ei au fost găzduiți inclusiv în celebrul spa Blue Lagoon. Imaginile surprind lava țâșnind din fisurile din pământ. Erupția a avut loc lângă orașul Grindavik, în sud-vestul țării, în peninsula Reykjanes. Autoritățile au declarat că această erupție este considerată cea mai semnificativă în ceea ce privește cantitatea de magmă. Poliția a declarat stare de urgență ca măsură de precauție. În orașul Grindavik trăiau aproape 4.000 de locuitori înainte de ultimele erupții. Cei care se întorseseră au fost evacuați din nou. În zonă erau și foarte mulți turiști. Aceștia au fost evacuați cu autocare în capitala Reykjavik. Never experienced anything like that before. I'll be honest, I wasn't scared or anything. I just hope everybody got out okay, but it really was an experience. And to go to the restaurant, the lava restaurant in the hotel for dinner at 8 o'clock, and not even 10 minutes later, as the waitress is bringing my wine, we heard the sound go off. Nu departe de erupția vulcanică este și celebrul spa geotermal Blue Lagoon. Oamenii, mare parte turiști, au fost evacuați chiar din lagună. Mai multe tinere se bucurau de atmosfera relaxantă din piscină când vulcanul a erupt chiar în fața lor. Ultima erupție a vulcanului a fost la începutul lunii februarie. Lava a distrus atunci drumurile și conductele. Cea mai puternică dintre ultimele erupții a fost cea din ianuarie, când lava a ars până la temelii mai multe case dintr-un oraș pescăresc. În Islanda sunt peste 30 de vulcane activi. Nu e primăvară dacă nu apar ghioceii. Zilele acestea, în Parcul Natural Grădiștea Muncelului, turiștii au ocazia să vadă milioane de ghiocei înfloriți.
Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Acum rămâneți pe Prima TV pentru că urmează exclusiv VIP cu Cristi Brancu, iar de la ora 18, colega mea Andreea Bregleanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem și mâine, tot de la ora 14, o după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.